investiții, companii, bani și așa mai departe. Ce faceți, prieteni? Sunt Angel și astăzi vreau să vorbim despre o companie care are un potențial foarte mare și este un domeniu care mi s-a părut foarte interesant. Deci este o companie care se ocupă cu vehicule electrice, dar nu orice fel de vehicul, ci auto-utilitare, autobuze, dube, în general partea asta de utilitar pe partea de electric. Este o companie care se numește Rival și a fost fondată în anul 2015. Vreau să vă citesc câteva date despre ele și vreau după asta să ne uităm un pic pe câteva informații. Voi lăsa și câteva link-uri în descriere pentru a vă informa singur. Cred că este o companie de viitor și vom vedea exact și de ce. Deci, în primul rând, este într-un domeniu care nu are o concurență foarte, foarte mare deocamdată. Adică, dacă stăm și ne gândim pe mașini electrice, vorbim de partea, să zicem, de sedan, partea pentru clientul de persoană fizică, atunci avem toate companiile. Avem, da, companiile vechi, Volkswagen, Audi și așa mai departe, toate acestea au început să producă electric, după care avem Tesla, avem NIO, avem o grămadă de companii. Pe partea de dube electrice, autobuze electrice, sunt destul de puține, adică sunt câteva care produc autobuze electrice, dube electrice, am înțeles că vor intra cei de la Ford, vor face cele transituri electrice, dar oricum nu este prea multă concurență spre deosebire de partea cealaltă. Au investitori foarte mari, au investit cei de la Hyundai și cei de la Kia, ambii care s-au băgat destul de tare pe partea electrică. Hyundai a produs foarte multe mașini electrice deocamdată, au Kona, au Ioniq și au scos mai multe modele acum din Ioniqul acela 3, 4, 5, cred, dacă nu mă înșel. Kia la fel a băgat mai multe modele electrice, deci sunt companii care au deja un know-how, adică știu să evalueze o companie electrică și au spus, băi, noi credem că această companie are potențial și merită să investim în ea. După care au făcut un parteneriat cu UPS, care au zis că vor cumpăra peste 10.000 de vehicule și aici nu vorbim despre o chestie care costă 10.000 de euro sau 20.000 de euro, adică o dubă sau un autobuz electric vor avea un preț destul de mare. Deci deja o comandă de 10.000 de vehicule de la UPS este un start destul de bun. Cu ce au venit? E interesant, au venit cu ideea de microfabrici. Și explică foarte bine acest concept, puteți să vă lăsa linkul către canalul lor de YouTube pentru că explică exact cum funcționează aceste microfabrici. Practic sunt niște fabrici mici, na, de asta se cheamă microfabrici, modulare, care, cum ar veni, au flexibilitate foarte mare în ce pot produce. Adică se pot schimba în funcție de necesitate, lucru care le-a redus foarte mult costurile, odată costul de înființare a acelei fabrici, timpul de înființare, au spus că în mod normal o fabrică foarte mare durează 2-3 ani, să zicem, să o ridici, și ei reușesc să facă o fabrică de genul acesta în 6 luni. Și deci costul de producție, costul de creare a fabricii este mai mic și timpul este din nou redus. Apoi, prin faptul că au costuri de producție mici, au o marjă de profit foarte mare, ceea ce este destul de rar în domeniul auto. De regulă, marja este foarte mică la mașini și trebuie să vinzi un volum foarte mare. Aici vin ei în avantaj pentru faptul că pot vinde mai puține vehicule, adică mașini cât mai puține, dar în același timp să fie profitabile, adică nu au nevoie de un volum foarte mare. De ce vorbim despre ei acum? Dacă ne vom uita pe grafic, vedem că au avut lansarea destul de recent. Aici a pornit practic, ei au fost intrați pe bursă printr-un SPAC, au avut un hype foarte mare, unde s-a crescut foarte, foarte mult datorită hype-ului, da? Au crescut, după care încep ușor, ușor să revină la un preț către valoarea reală. Deci aceștia sunt într-un trend descendent de ceva vreme. Pare că în punctul de 10 dolari, unde s-a ajuns pe 23 în jur de, să zicem, 20 septembrie, pare că s-a oprit în punctul de 10 dolari și că începe ușor, ușor un trend ascendent. Încă nu este confirmat trendul acela ascendent, dar este puțin probabil să scadă și mai jos de atât, acesta fiind prețul de listare de la care a plecat. Deși nu este obligatoriu să nu scadă, dar este puțin probabil. În momentul de față se apropie de valoarea reală și nu mai este o companie foarte supraevaluată, comparativ cu prețul la care a fost la 35, 37, 30 de dolari. Acolo prețul era foarte scump, ca drept dovadă și scăzut. Nu spun că nu va ajunge la acel preț la un moment dat, dar este păcat să cumperi în, să zicem, cel mai înalt preț ca după aia să aștept să revină nu știu câți ani.
după. Dar acum cred că este un preț bun de intrare. Deși trebuie să avem grijă la anumite chestii. Este o companie care nu are deocamdată date financiare prea bune, adică avem un plan, au producție, au făcut niște mașini, adică nu este doar pe hârtie, dar în continuare este o companie la început. Adică ca să îți demonstrezi profitabilitatea și să demonstrezi că poți să reziști ca și companie pe domeniul auto, mai durează. Dar planurile sunt promițătoare și dacă vor reuși, cu siguranță acest preț pe care îl vedem noi de 10, 11, 12 dolari per acțiune va ajunge foarte mult. Și avem un potențial de creștere foarte mare. Cum voi proceda eu legat de această companie? Pur și simplu voi încerca să acumulez acțiuni pe parcurs și voi acumula pe scăderi. De exemplu, prima dată când am cumpărat acțiuni la această companie a fost efectiv la 10 dolari și un pic. Uite, chiar verificăm imediat. Și vom verifica direct pe grupul de Discord. V-am zis, videoul trecut am pornit un grup de Discord care constă practic în trade-uri, la modul day trading și așa mai departe, dar și investiții pe termen lung, pe termen mediu sau investiții de genul acesta, companii cu potențial foarte mare. Și mă rog, așa arată în interiorul grupului, avem aceste topicuri pe care noi le dezbatem și dacă nu mă înșel, le-am pus aici la mesaje Angel, mai sunt niște grafice, de atunci am mai dat. Bun, și grupul a fost pornit practic pe 30, dar postarea am făcut eu dinainte să fie grupul public pe 27 și în momentul acela pe 27 am achiziționat primele acțiuni la această companie. Este practic informația pe care v-am spus-o acum, am scris-o pe grup, dar cu ceva timp în urmă. De atunci, ia să vedem prețul la care l-am dat eu, la 10,87 $, ia să vedem cât ar însemna treaba asta. În jur de 15% profit au făcut până în momentul de față și ne uităm mai mult pe termen lung și în punctul acesta nu cred că contează atât de mult dacă vei achiziționa la 10 dolari, 11 dolari, 12 dolari, dar trebuie să ai în calcul că este genul de companie pe care trebuie să o ții măcar 3-4 ani. Din câte am văzut, în 2022 au niște lansări, au niște produse pe care trebuie să înceapă să le comercializeze și în acel moment ar trebui să vedem un boom mai mare dacă reușesc să-și îndeplinească acel deadline. Dar o ultimă mențiune, practic, trebuie să înțelegem că este un risc, după cum am zis, este o companie la început, adică nu-ți vinzi casa și bagi toți banii în această companie, dar dacă ai niște bani pe care poți să-i lași acolo, să zicem, vreo 2 ani și nu te încurcă așa prea mult, poți să-i pui și, de ce nu, să vezi un potențial foarte mare. Și oricum, nu cred sincer că va fi mai jos de atât, deși, desigur, poate da faliment, să ajungă zero, tot timpul este acest risc, dar, în principiu, compania arată bine până acum și vom mai face update-uri. Sper că v-a plăcut acest video. Veți găsi link-uri cu grupul de Discord, veți găsi link-uri cu această companie să vă puteți documenta și singuri și, bineînțeles, că ne vom vedea la video următor. Pa!